Mama credea că o să iau în brațe și că o să-i spun că o să vin cu ea, dar tot fix atunci i-am frecat un pumn în față. Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Sincer, v-aș arăta și vouă cum mi-am pus camera să stea așa pe patru cărți, un trepied, o boxă și ceva de genul, dar nu pot, că asta jumătate de oră să o pun așa. Așa că în cazul în care nu mă cunoaște, sunt youtuberul ăla care din 3 videoclipuri poartă de 4 ori tricoul ăsta roșu și face, citește poveste pe Wattpad, că atâta poate. Nu numai asta pot, dar mi-am dat seama că, bă, deci cam orice videoclip îl fac bine să nu sune a egoism și a superioritate, e amuzant și am zis, bă, nu contează așa tare ce fac atâta timp cât e amuzant și da, e vechi și n-aveam altceva ce să filmez, e, da, ce să faci. Bun, și ca și citim o poveste așa blanau pe care mi-a dat-o abonat acum ceva timp și mi-a zis clar prin mesaj că vezi că tu nu apari în primul capitol, am vrut să o fac interesant, am zis ok, e bine. Sunt personaj episodic în propria mea poveste, e ok, nu-i problemă. Îmi place foarte mult să desenez, să ascult muzică, cazii, ploaie, egal, Dumnezeu, ei, aici am dat, gata, bravo, are, povestea asta merită orice din lume, e cea mai bună poveste, mi-a plăcut, cam atât a fost și episodul. No, chiar îmi place de tipă, dacă o zis asta, dacă mă continui, încerc să nu mă mai întrerup. Îmi place să dorm și să stau la PC, asta sunt eu, cred. Bun, hai să începem. Era ultima săptămână de vacanță, zilele treceau foarte repede și venea școala. Bă, zici că da, e 1700 toamna, cam așa sună de începutul la povestea asta, dar e interesant, așa că toți au, era odată, cum era, știi? Cu toate că începeam liceul, tot voiam să mai stau tolănit în pat până pe la 11-12 după amiaza, exact ca mine. Deodată vreau să dau timpul înapoi, să fie iar sfârșitul lui iunie, dar nu se poate că ăștia nu au făcut mașina timpului, fă-mă viață, hashtag tu-ți neamă mătii de viața mătii, care ești a mătii. Am intrat la arte, un liceu destul de bun spre părerea mea. Bă, nu știu care, toți sunt care îmi scrieți povesti. Toți ați intrat aici la arte, să mă rog, e liceu cu unul ăsta, tot o neamă intră la arte. Am auzit multe chestii frumoase despre el, sper să fie la fel de frumos și să nu-mi dea atâtea bătăi de cap. Liceul aproape a început, eram foarte emoționat, intram într-un nou colectiv. Colegi noi, profesori noi, oameni noi, îmi era frică pentru că sunt o fire timidă și nu știu dacă o să-mi fac prieteni noi. Dar vom vedea, hashtag toți neamul mătii de viața mătii. 10 septembrie 2018, mâncați, adică zici că ești jurnalul meu din clasa 5, ești nebun la cap, când am intrat și eu în generală și am zis, bă, ești nebun la cap, trebuie să-mi notez 11 septembrie 2003, morți măsii, că aveam 3 ani atunci, ce prost. Era ora 7 și 10 și eu încă fugeam prin camere să văd dacă n-am uitat ceva. Aveam emoții foarte mari. Prima mea zi de... prima mea, zici că sunt cruș pe acolo, sunt bacău, mia, ei, ei. Mama intrase în cameră și a început să râdă. Ce te grăbești așa? E avea ora 7, mai ai timp până la 9. Poftim, nu trebuia să fim la 8 la școală? Înseamnă că am auzit greșit. Poți să te duci la 8 dacă vrei, dar vei fi prima și vei sta singur. Cum adică singură? Nu vii cu mine? Nu mai ai 6 ani să mai vin cu tine la școală. Poți să te descurci și singură. Bine. Mama a ieșit din cameră și s-a dus la bucătărie. M-am pus în pas și am dat drum la niște muzică. Cazi, ploaie, Marcela, să-mi trag palme că acum o pun. Stăteam și mă uitam pe tavan și mă gândeam. Până acum mai puteam să dorm, dar Denisa mi-a spus că la 8 începe festivitatea. O să strâng de gât când o să o văd. Ora 8:20. M-am dus jos și mi-am luat micul dejun. De mult l-am luat, dar nu am putut să mănânc nimic din cauza emoțiilor. Nu m-am atins deloc de mâncarea aia, dar de aia merg flămând în fiecare zi. N-are nimic. M-am dus din nou în camera mea și m-am dezbrăcat de pijamalele mele miraculoase și m-am îmbrăcat cu hainele puse la... Ce te-ai îmbrăcat, bă, cu... Doamne. Am vrut să-mi iau rochiță, dar n-aș vrea să-mi ridice cineva rochița. Așa că m-am hotărât și mi-am luat un tricou de la Cazi. Bă, foarte tare. Deci îmi place la nebunie povestea asta, chiar dacă n-am apărut încă în ea, e ok. Adică așa că m-am hotărât și mi-am luat un tricou de la Cazi. Bă, tu știi cât îmi place povestea asta. E genial, mă. Chiar dacă n-am apărut deloc în ea, mie îmi place. Pantalonii negri rupți în genunchi și o pereche de basket. Ceva lejer pentru mine. Îmi plac bluzele, tricourile și hanoracele largi. Foarte tare. Am ieșit în grabă din casă. Era să cad într-o baltă, dar Domnul Dumnezeu a ținut cu mine și n-am căzut. Tata m-a așteptat în mașină, am ieșit în curte și am mers după Denisa. Mai erau cam 15 minute până începea festivitatea. Denisa nu mai ieșea din casă, cred că am sunat-o de vreo 100 de ori să iasă din cadă aia. După 300 de apeluri și 70 de mesaje, a ieșit. Pe care factura la apă ești nebun, cred că vreo 20 de milioane la cât o stat, ești nebun la cap, 300 de apeluri, tăte în cul. Acum îi zice Denisa, Alina, ce naiba sunt cu emoțiile astea? Nu e sfârșitul lumii, e liceul! Da, fix, tu nu înțelegi că e un nou început? Lume nouă, prieteni noi, vai de biaște! Bine, cum spui tu? Am ajuns, tremuram toată, emoțiile mușcau din mine. Doamna dirigintă încerca să ne adune pe toți la un loc. Nu mi-ntâlnisem niciun coleg până acum, doar pe Denisa o știam. Ea fiind prietena mea cea mai bună de mică și am picat în aceeași clasă cu ea și mă bucur prea mult.
mai trebuie să schimbi și prietenii din când în când, mai pici cu ei. Lângă grupul nostru mai era un, cred că era clasa 10-a. Doi tipi de acolo se tot holbau la mine. Unul dintre ei arată destul de bine. Băiatul ăla care arăta cel mai bine plecase din grupul acela și o colegă a lui o tot striga. Îl tot striga pe el, pe prostul ăla, pe el, nu pe ea. Din ce am înțeles, eu îl chema Luci. Băi, când îmi aud numele așa într-o situație de-asta, unde știi, eu sunt făt frumos, mă, știi, deci așa mă simt. Nu am mai băgat de seamă și am fost atentă la doamna direct. Deodată simt o bătaie pe umăr. Era acel băiat care arăta bine, avea un trandafir în mână. De ce? Nu cred că era pentru mine, n-are de unde. Acum eu vorbesc, știi, eu cu ea port un dialog, știți cum m-am imitat pe mine, mă mai imit odată, sper să-mi iasă. Bună! Hei! Ce faci? Ești bine? Se vede că ai emoții. Sunt destul de bine, am destule emoții, sunt boboacă și-mi n-am. Măr, boboacă? Uite, ți-am adus un trandafir pentru că ești boboacă și ești foarte frumoasă. Îmi place foarte mult tricoul, de când asculti Cazi? Ai ascult Cazi! Și mulțumesc de compliment și de trandafir. N-ai pentru ce? Sper să ținem legătura și să mai vorbim. De sigur, oricând. Moldavia. Denisa se uita la mine, făcea din nou și chicotea. M-am dus la ea și am dat un cot în burtă de politețe. Am ajuns și în clasă, o clasă foarte mare cu multe tablouri desenate, probabil de foști elevi ai clasei respective. Dirigenta ne-a dat manuale și am plecat acasă. Pe drum m-am întâlnit din nou cu Luci, adică știi, pe cu mine. E foarte de treabă, deși îl cunosc de puțin timp, cred că abia mai văzut, dar de ne cunoaștem. E foarte drăguț și frumos, o fiu oare dragoste la prima vedere? Nu știu, mai văd, poate. Deci deja la capitolul 3, fata asta e genială, care o scris atâta, să-mi trag pas. Deja mă cunosc cu Luci de vreo 2 săptămâni. Suntem prieteni foarte buni și ne înțelegem foarte bine. Câteodată aveam emoții când vorbeam cu el. Nu știu ce simt pentru el. E un fel de prieten, dar e și crash. Știu că e prea repede. Dar gen frate meu, chiar îl plac. La modul frate meu scris, știi? Nu, gen așa vorbesc eu și la frate meu, așa o scris ea. Dar dacă mă refuză, o să caut o metodă cum pot să nu stric prietenia asta. Doamne ajută și facem cruce. Eram în camera mea și ascultam muzică ca de obicei și îmi sună telefonul. Era Luci, mă întrebam ce a pățit. Ei, Alina, poți veni până afară? Hei, ce ai pățit? Ești bine? Vin imediat! Am ieșit afară, la poartă mă aștepta Luci cu un buchet de trandafiri. Mă gândeam că și-a găsit ceva iubită și trebuie să-i dau câteva sfaturi. Nu că Luci n-ar pune întrebare pe TP1 înainte să fac așa ceva, dar e ok, mă ajut și tu. Nu, acele flori erau pentru mine. Dar de unde până unde? Luci m-a luat de mână și m-a strâns în brațe. Îmi șoptește la ureche ceva, dar nu înțeleg că-s mai surdă eu și de aia. Poftim? Nu am înțeles! Ai vrea să fii prietena mea. Au și mă uit șocată la el, dar de unde până unde să mă placă? Sunt nașpa și urâtă, poate el mă place așa cum sunt. Am acceptat, din doi prieteni foarte buni la iubiți. Știu că el e mai mare, dar îl iubesc, e perfect pentru mine, e înalt. E frumos. E glumeț. Aici chiar o dată în bară, serios. Niciodată nu mi-a plăcut așa tare un băiat, dar acum e al meu, îmi aparține, dacă trebuie îl trec și pe numele meu. Eram prea îndrăgostită de el, mereu mă gândeam la el, e totul pentru mine. Nu era zi în care să nu ne vedem. Știți momentele alea când ești prea îndrăgostit și nu te poți concentra la ore și la celelalte persoane? Așa cum sunt eu acum, toată ziua mi era gândul la el. Măi, Luci, măi, dai fetele în boală, ești nebun la cap. În ultimele săptămâni mă tot certam cu mama din cauza lui Luci, luam note rele la școală pentru că nu eram atentă la ore. Mereu îi spunea mamei că o să fiu mai atentă și chestii, dar tot aceleași note le luam. Mama voia să mă despart de Luci, nu, că-i trag și o palmă, serios, dar dacă îi dau una, dar cum să te despart de mine, dar e nebunie la casă, ți-am dat și flori, te-am luat și în brațe, ți-am vorbit așa frumos, Doamne iartă, mâncați. Eram și o fericită odată în viață și am interzice să mă văd cu el. El era fericirea mea, tot ce avea mai scump, ca un canal de YouTube cu 180.000 de abonați, am înțeles, e ok, e scump și asta, dar nu. Stăteam în camera mea, ascultam muzică și plângeam, din cauza mamei, bineînțeles. Voiam să fug de acasă, dar nu aveam unde să stau, așa că am fugit la Luci acasă. Când am ajuns la el, eram plânsă și abia mai respiram. Nu mai puteam să respir din cauza alergatului. Luci se uită la mine panicat și nu știa ce aveam. I-am spus ce am pățit și s-a întristat dintr-o dată. Plângeam amândoi, nu știam ce să mai facem. Trebuia să căutăm o soluție. Fugim! Baby, poftim? Fugim de acasă, mergem la bunica mea, stăm 2-3 ore și plecăm spre București. Stai, cu ce mergem la București, baby? Cu trenul, care e foarte aproape de bunica mea.
avea. Dar de unde ai bani, femeie? Că eu sunt falit, din YouTube nu scot nimic, fă-mă-mă, hashtag tu neamă mătii, viața mătii, neamă mătii cu trenul mătii. Am eu bani, stai liniștit, eu iau biletele, nu e prima oară când călătoresc cu trenul. După ce am făcut planurile, am mers acasă și mi-am făcut un mic bagajel pentru mine, excursia noastră. Când am intrat în casă, am fugit repede pe scări și era să-mi rup gâtul. Am fugit repede în cameră, mi-am pus un rucsac, niște haine, laptopul și încărcătoarele de la telefon și laptop și toți banii mei. Luci mă aștepta în fața porții. Am luat un taxi până la bunica mea. Eram foarte nerăbdătoare să-mi revăd bunica. Și pe Luci dă-l drept. O veni cu tine să o uitai. Ta de Luci, gata, bunica ta acum. Mă, ta mare, normal că te gândești numai la ea când morți, mă. Adică to be continued. Adică dar nu, no, na, nu, de no, 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 no. Deci o scris 4 capitole și acum nu mai scris, frate, că fix în momentul ăsta culminat nu mai scris. Păi și eu ce să fac? Că mi-a plăcut povestea. Trebuie să inventez acum. Ce, băi, băiatule. Băieții mei, pentru prima oară când fac așa ceva, îmi pare rău de tipa asta că nu mi-o continua povestea, dar o să inventez eu acum. Tot ce auziți acum e efectiv inventat pe moment. Absolut orice, nu stau să pur și simplu improvizez, nu gândesc nimic. În sfârșit am văzut-o pe bunica mea. Era un pic cam palidă, poate nu-și luase pastilele de ficat și era pe moarte. Dar era Luci lângă mine și ne simțeam bine. După ce i-am povestit bunicii ce s-a întâmplat, a rămas șocată și mi-a zis că nu avem voie să plecăm. Luci, care era lângă mine, mi-a zis: e proastă, mă, ta mare, fă sau ce are, că ți-o bat acum. E nebună la cap, cum să nu mă lase, mă, să facem asta, mă, că ți-o bat acum, că... Nu, Luci, n-ai voie să o bați pe mama mare. Ia o să ne dea bani, mai mulți bani de fapt, și o să mergem în București. Nu mai aveam timp, deja luasem biletele și trebuia să fim în gară. Toți banii noștri i-am dat pe bilete și nu mai aveam nimic. Trebuia neapărat să ajungem. Luci mă ținea de mână și îmi cărea bagajele și fugeam împreună la gară să nu pierdem trenul, căci nu mai puteam să ajungem în București. Eram așa de fericită, dar totodată așa de tristă pentru situația întâmplată. Care se întâmplă pentru situația asta, acum că fugim, gen asta m-a referit. Nu mai puteam să fug și am zis: Luci, stai mai încet, că nu mai pot, mă doare capul și ficatul. Ținând cont de stresul de care Luci era deobărât, s-a uitat suav la mine și mi-a zis: aleargă, fă. Nu m-am opus lui, pur și simplu fugeam și în sfârșit am ajuns în gară. Dar fix când am ajuns, mama era acolo și stătea fix în fața vagonului în care trebuia să urcăm. Nu știam ce să mai fac. Eu nu știam ce să mai fac, așa că i-am zis: mami, dă-te din... mami, dă-te din fața mea sau îți frec un pumn în față. Luci se uita uimit la noi două. Era o discuție între mamă și fică. I-a mai spus încă o dată mamei: dă-te din fața mea, fă sau te omor. Mama nici nu s-a mișcat de acolo și se uita urât la Luci, adică la mine. Luci mi-a dat drumul la mână în speranța că mă voi duce cu mama și așa va fi despărțirea noastră. Dar știți ce am făcut? I-am înfipt bine picioarele în pământ și direct în fața mamei. Ce credeți că s-a întâmplat? Mama credea că o să o iau în brațe și că o să-i spun că o să vin cu ea. Dar tot fix atunci i-am frecat un pumn în față. În timp ce bălteam propriei sânge, m-am uitat la Luci și am zis: în acel moment, Luci a privit în jos la mușchii lui mari și s-a uitat la mine și mi-a zis: te iubesc, fă. Și așa am ajuns în București, dormeam pe străzi și mâncam mâncarea porumbeilor, dar eram fericiți. Da, bă, șacalor, cam asta a fost. Eu m-am distrat, sinceră, mereu m-am distrat la porcării de astea, dar numai eu mă gândeam cum a venit asta mică și a frecat așa un pumn lumânsă, așa că de așa în slow motion, știi? Și eu, era o melodie de aia de Troia, știi? Cum era în filmul ăla, așa, că de tristețe, așa, și eu am luat-o de mână și am plecat. E nebunie, tare. Mă grăbesc foarte tare acum că mai am aproximativ 2 minute jumate la cameră și trebuie să termin și outro și da. Te vedem, bă, șacalilor, aveți grijă de voi, să-mi dați și mie povești, ne mai distrăm, sugestii de videoclipuri, reacții pe Facebook, toate cele, un follow pe Instagram și toate bune. Un sfat de la mine înainte să mi se închidă camera din propria experiență: înainte să vă faceți o iubită, asigurați-vă că mai întâi bateți mama ca să puteți pleca liniștiți cu ea și cu asta am terminat. Pa, bă! Pe marginea lacului, în spatele ploapelor, dragă doamnelor, înapoi pe șezlong lângă juratic, totul era sistematic. Zise română, n-avea nicio grijă, plasticul e malign, mai bine ai bea din sticlă. Nu spune multe cuvinte.